Ceea ce spuneam, unii că am revenit cu un nou episod de Stand of 2. Îmi pare rău că nu s-a băgat update-ul, că v-am dat oarecum scam, adică am zis că o să se bage și nu s-a mai băgat. Dar trebuia să se bage un event de Paște acum, pe 18 aprilie. Și nu s-a mai băgat update-ul, pentru că trebuia să se bage un event normal, trebuia să se bage un event. Au pus pe Instagram sau pe Facebook, nu mai țin minte pe ce au pus, cei de la Stand of 2. Au pus o postare cu 3, scria 3 frumos și Stand of 2 și a zis că asta se împlinesc 3 ani de la Stand of 2, că nu știu ce, că trebuia să se bage un eveniment pentru că de fiecare dată îi bagă evenimente și chestii. Dar au zis că de data aceasta evenimentul este amânat pentru că o să urmeze update-ul și pentru că dacă tot urmează update-ul, au zis că o să bage odată cu update-ul, o să bage și evenimentul pentru al treilea an. Deci, da, cam asta este toată faza cu update-ul. Nu am greșit eu n-am greșit. Ei chiar au spus că pe 18 aprilie, gen, nu pe 18 aprilie, au spus că acum când au împlinit 3 ani, adică da, pe 18 aprilie, că trebuia să bage un event. Și acum n-au mai băgat eventul pentru că vine update-ul și au zis că se bage totul odată. Așa au zis ei, aveți în partea stângă postarea. Da, puteți și voi... Sper că v-a plăcut acest episod informativ. Dați voi un like, un share, un subscribe. Până data viitoare, eu am fost Alex. Aveți Instagram-ul meu în descriere. V-am pupat, pa, pa. Îmi cer scuze pentru primul clip în care am zis că o să se bage pe 18 aprilie, dar se pare că ne-au schemuit cei de la Stand of 2. Bine, nici ei nu cred că au vrut. Cred că și ei au vrut să bage evenimentul fix pe data de 18 aprilie, dar acum că vine update-ul nu l-au mai băgat. Dar update-ul înseamnă că nu este departe de noi dacă n-au băgat evenimentul, că puteau să bage evenimentul și după aceea să bage update-ul. Dar înseamnă că update-ul nu este departe, deci stați geana pe ecran, pentru că când o să se bage update-ul, eu o să fac mare live, ne simtem bine cu toții, v-am pupat, pa, pa. Eu am fost Alex, faci-te fericit, toate bune, cu familia acasă, riți-vă de corona, că e cam nașpa.